Continuăm să studiem din Cartea Daniel, avem din nou astăzi ocazia să binecuvântăm, așa cum spunea Nebucadnețar, pe cel prea înalt, pe cel ce trăiește veșnic, a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție denuiește din neam în neam, slăvit să fie El. Binecuvântăm pe toți cei interesați de cele scrise în Cartea Sfântă, în mod deosebit în cărțile profetice, între care Daniel ocupă un loc de cinste, și fie că harul Domnului să se arate și astăzi în lecția a patra intitulată Colaborarea dintre îngeri și profeți. În Cartea Daniel și în alte cărți profetice apar frecvent îngeri în îndeplinirea mandatului lor, ceea ce face necesară interferența cu profeții. În Cartea lui Daniel, în capitolul 9, avem scris de la versetul 21 că pe când profetul încă se roga, a venit repede în zbor omul Gavril, un înger de rang înalt, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat asta de vorbă cu mine și mi-a zis: Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Iată ce întâlnire frumoasă. În capitolul 10 scrie de la versetul 12 că din nou i s-a adresat și i-a explicat de ce a întârziat, în ce activități este implicat. Aș adăuga încă de la început și cele scrise în Cartea Apocalipsei, ca să avem și datele de acolo în imagine. Vom face apel și la această ultimă carte a Scripturii și ultima carte profetică din canonul nostru, unde frecvent apar îngeri. Nu doar că Ioan a văzut mulțimi de îngeri în imagine cerești ce au fost arătate, dar a stat de vorbă cu îngeri. Colaborarea dintre îngeri și profeți poate fi direct, așa cum am văzut aici, vizibilă, ocazionată de anumite convorbiri, viziuni, mesaje profetice, sau indirectă, invizibilă. Ei fac serviciu de transmitere a rugăciunilor, intervenții la nivel de îngeri, de oameni, de natură fizică, pentru că profeții sunt într-o linie principală a frontului spiritual. Toate acestea trebuie cercetate și înțelese în mod corespunzător. De aceea, și din punct de vedere a acestei dimensiuni, Cartea Daniel este bine să fie studiată, pentru că pe parcursul ei, în mod deosebit, din capitolul 7, apar multe lucrări în care profetul și îngerii Domnului sunt atât de relaționați îndeaproape. Într-o primă parte a lecției acesteia să privim la câteva lucrări de colaborare dintre îngeri și profeți. Cred că cele mai importante, cele mai deosebite, de rang înalt, sunt cele în care prezența unui înger este vizibilă în dialog, în transmiterea unui mesaj cu profetul, sau în timp ce se derulează mesajul, intră în dialog îngerii între ei. În capitolul 9, de unde am citit puțin la început, scrie de la versetul 20, relata profetul: pe când încă vorbeam eu, mă rugam, deci oricum îngerul ar fi fost prezent să preia rugăciunea, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și îmi aduceam cerul înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt a Dumnezeului meu, pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor Iute, omul Gavril, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat asta de vorbă cu mine și mi-a zis: Daniele, am venit să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc că tu ești prea iubit și scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Și îi explică ceva referitor la poporul evreu, sunt prezentate aici cele 70 de săptămâni în raport cu prima și a doua venire a lui Mesia, cu ceea ce se va întâmpla în așteptarea
a ceea ce scrie aici în versetul 24, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelejirii, până la aducerea în prihănirii veșnice, până la pecetluirea vedenii și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Niște termene ce vizau lucrări în proiectul mântuirii realizat în Domnul Iisus Hristos. O altă prezență de felul acesta a îngerului avem în capitolul următor 10. Profetul datează data și locul și privind a văzut un om îmbrăcat într-o haină de in, încins la mijloc cu un brâu de aur din ufaz. Iată descrierea îngerului. Trupul era ca o piatră de hrisolit, fața strălucea ca fulgeri și ochii erau ca niște flăcări ca de foc, dar brațele și picioarele semănau cu niște ramă lustruită și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o totuși, au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă să se ascundă. Descrie în continuare slăbiciunea trupească ce a venit peste el în fața acestei descoperiri. Și apoi citește la versetul 10, ca să observăm că este vorba de o prezență directă a îngerilor și iată că o mână m-a atins, m-a așezat tremurând pe genunchi și mâinile mele, apoi mi-a zis: Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stătut în picioare tremurând. El mi-a zis: Daniele, nu te teme de nimic, că și cuvintele tale au fost ascultate din cea din tine zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi, te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persii mi-a stat împotrivă 21 de zile și însă iată că Mihail, unii căpetene, cele mai de seamă, a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persii. Acum vin să sfat cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia aceasta este cu privire la tot la acele vremuri îndepărtate. Pe când îmi spune el aceste lucruri, eu m-am plecat cu ochii la pământ și am tăcut. Și iată că cineva care avea înfățișarea copilului oamenilor s-a atins de buzele mele. Eu am deschis gura, am vorbit și am zis celui ce stea înaintea mea: Domnul meu, vedenia aceasta m-a umplut de groază și am pierdut orice putere. Cum ar putea robul Domnului meu să vorbească Domnului meu? Acum puterile m-au părăsit și nu am nicio suflare. Atunci cel ce avea înfățișarea un om m-a atins din nou și m-a întărit, apoi mi-a zis: nu te teme de nimic, om prea iubit, pace ție, fii tare și cu inimă. Și pe când vorba el, am prins iar puteri și am zis: vorbește, Domnul meu, că-și m-a întărit. El mi-a zis: știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Perse și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Grecii, dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voivodul vostru, Mihail. Mă opresc și în cartea profetului Zaharia pentru a observa fenomenul nu doar în dreptul lui Daniel și citesc din capitolul 4, de la versetul 1. Îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un om pe care trezești din somnul lui. El m-a întrebat: ce vezi? Eu am răspuns: m-am uitat și iată că este un sfeșnic cu totul de aur și deasupra lui este un vas cu un de lemn și pe el 7 candele cu 7 țepe pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului și lângă el sunt 2 măslini, unul la dreapta vasului, altul la stânga lui. Și luând iarăși cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine: ce înseamnă lucrurile acestea, domnul meu? Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns: nu știu ce înseamnă aceste lucruri. Eu am răspuns: nu, domnul meu. Atunci el lua din nou cuvântul și mi-a zis: acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel: lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Deci iată cum se derulează o astfel de prezență vizibilă a unui înger în dialog, în transmiterea unui mesaj cu profetul. Avem astfel de discuții și în cartea Apocalipsei. Mă opresc acum doar la 2 situații, capitolul 17, de la versetul 1, unde este scris: apoi unul din cei 7 îngeri care țineau cele 7 potiri a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei cele mari care șade pe ape mare. Nu insist, am vrut doar să arăt fenomenul acesta.
Citesc și din capitolul 21, de la versetul 9. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire pline cu cele din urmă șapte urgii a venit, a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa nevasta mielului. Și m-a dus în Duhul pe un munte foarte înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slavă ale Dumnezeu, lumina aerea ca o piatră scumpă, ca o piatră de aspis, străvezie ca cristalul. Și descrie în continuare cetatea. Am dat aceste două situații din cartea Apocalipsa pentru că una descrie femeia apostată, de care să ne păzească bunul Dumnezeu și noi să ne ferim, și cealaltă nevasta mielului, din care dorim să facem parte cu toți. O a doua situație, o altă lucrare, prezența îngerilor în vedenile și în visele profeților. În mod special aici vorbim de vise, asta înseamnă, poate s-ar putea numi vedenii de noapte, dar și vedenii în care nu este o prezență directă, imediată, tangibilă, ca și în situația prezentată întâi. Mă întorc la cartea profetului Daniel și citesc din capitolul 7, începând cu versetul 16. M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămurite medicii cu privire la toate aceste lucruri. Să nu uităm că, scrie în versetul 1, a avut vedenii și vise în mintea lui pe când era în pat, adică noaptea. Și scrie mai departe, el mi-a vorbit și mi-a tâlcuit astfel, e vorba de explicații cu la cele patru fiare. În capitolul 8 scrie de o altă vedenie, când îi se părea că era în capitala Susa. Dar vă rog, rețineți, când a fost prezența aceea directă a îngerului, știa exact unde era și s-a manifestat acea slăbiciune fizică. Pe când aici, în cazul acestor vedenii, unde nu a apărut îngerul în mod direct, a fost uimit zilele următoare, a fost amprentat la nivel de trup, dar situațiile totuși diferă. Citesc deci din 8:13, am auzit pe un sfânt vorbind cu un alt sfânt și a întrebat pe cel ce vorbea: în câtă vreme se va împlini vedenia despre desfințarea jertfei necurmate și despre orăciunea pustirii, până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștirea? Și el mi-a zis: până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățat. Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta și căutam să o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva care avea înfățișarea unui om și am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai, care a strigat și a zis: Gavrile, tâlcuiește vedenia aceasta. Evident că situațiile sunt combinate, dar am vrut totuși să fac această precizare, să scot în evidență această diferență și voi mai da un exemplu din cartea Faptele Apostolilor. În capitolul 16 este scris tot despre astfel de vedenie. De la versetul 1, noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne chema să le vestim Evanghelia. Și tot de aici citesc, tot despre Pavel, din capitolul 27, de la versetul 23, unde el spune: un înger al Dumnezeului care sunt eu și care slujesc mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înainte cezarului și iată că Dumnezeu se dorește pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă că am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus, dar trebuie să dăm peste un ostrov. La fel de adevărate sunt și aceste vedenii din categoria a doua. Asta nu înseamnă că sunt secundare, dar cum le-am numerotat. Și o a treia posibilitate, lucrări de colaborare între îngeri și profeți, cele în care prezența îngerilor alături de profeți are un scop salvator,
realizator de miracole și privește situațiile critice prin care trec profeții. În cartea Daniel, în capitolul 6, în versetul 22, este scris despre momentul în care împăratul Darius s-a dus dimineața la groapa cu lei și a întrebat: Daniele, versetul 20, robul Dumnezeului cel viu, a putut Dumnezeul tău care slujești de curma să te scape de lei? Și Daniel răspunde, versetul 22, Dumnezeul mi-a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor care nu mi-a făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui și nici înaintea împărate n-am făcut niciun rău. Astfel de situații întâlnim și în viața Domnului Iisus Hristos, când au intervenit îngerii, fie în pustie, fie al salva. Și știți că spunea Domnul în noaptea arestării că ar fi putut să ceară Tatălui o armată numeroasă de îngeri care să intervină. Pentru că ei tăbărășc în jurul celor ce se tem de Domnul, cum scrie în Psalmul 34, ca să-i scape. Aș vrea să insistăm mai mult asupra unor caracteristici în ce privește colaborarea dintre îngeri și oameni. Pentru că îngerii s-au arătat și altor oameni, le-au vorbit în diferite ocazii, să ne amintim de cele scrise în cartea Genesa, fie Agar, fie Avram, fie Iacob, sau de situația în care s-a arătat părinților lui Samson sau lui Gedeon, sau când David a văzut îngerul Domnului. Însă noi privim în mod deosebit, în mod expre, la colaborarea dintre îngeri și profeți, colaborarea pe linie profetică. Am notat 4 caracteristici și fie ca prin harul Domnului să le putem înțelege și să putem lăuda pe Dumnezeu pentru toate aceste lucrări ale sale, pentru că toate acestea sunt o binecuvântare, un ajutor pentru noi oamenii. Îngerii fac servicii pentru noi, pentru cei mântuiți. Pentru că, în primul rând, îngerii sunt duhuri slujitoare ce intermediază activități între Dumnezeu și profeți din inițiativă divină sau ca răspuns la rugăciunile profeților. În Daniel, capitolul 8, de la versetul 15, este scris că pe când avea Daniel o vedenie și căuta s-o priceapă, a venit un înger și s-a auzit un glas: tâlcuiește-i vedenia aceasta. El a venit atunci lângă locul unde eram și la apropierea lui m-am înspăimântat, am căzut cu fața la pământ. El mi-a zis: fii luare aminte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului. Pe când îmi vorbea el, am căzut cu fața la pământ leșinat. El m-a atins și m-a așezat iarăși pe picioare în locul în care mă aflam. Apoi mi-a zis: iată că îți arăt ce se va întâmpla în vremea de apoi a mânie, căci vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Citim și în capitolul 9 din nou, de la versetul 20, pentru a vedea că îngerii fac servicii de poștă și mai mult de informare din partea lui Dumnezeu. Aici profetul se ruga, scrie versetul 20, pe când mă rugam eu, versetul 21, pe când vorbeau eu încă, a venit repede în zbor iute omul Gavril pe care îl văzusem. El m-a învățat asta de vorbă cu mine și mi-a zis: Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să-l vestesc. Pentru că profeții sunt oamenii cei mai aproape de Dumnezeu, de sursele de informare. Dacă îngerii sunt un fel de intermediari între Dumnezeu și profeți, am putea spune că acest lanț se prelungește prin profeți și ajunge la noi. În 10:19 este scris din nou că rugăciunea a avut un rol important în această relație. Apoi mi-a zis: nu te teme de nimic, om preiubit, pace ție, fii tare și cu inimă. Și pe când vorbea el încă, am prins iar puteri și am zis: vorbește Domnul meu că-și m-a întărit. Pentru că această prezență divină
este din altă sferă. Și pentru noi ca oameni este cutremurătoare. Dar cât de benefică este în ce privește informarea? Așa cum scrie mai departe, știi pentru ce am venit la tine? Deci iată care este rolul îngerilor. Citim și în Zaharia, din nou, în capitolul 1, de la versetul 8. M-am uitat și iată că un om era călare pe un cal roșu, stătea între mirți într-un umbrar, în urma lui erau niște cai roșii, muri și albi. Am întrebat ce înseamnă cai aceștia, domnule, și îngerul care vorbea cu el mi-a zis, îți voi arăta ce înseamnă cai aceștia. Și îi explică. Important aici de citit și cele scrise de la versetul 12. Atunci însuși Domnul a luat cuvântul și a zis, Doamne, al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetății lui Iuda, pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani, Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mânghiere îngerului care vorbea cu mine. Deci iată intermedierea de la Dumnezeu și către Dumnezeu. Iar în Apocalipsa, capitolul 1, primele două versete, este scris despre acest lanț, despre această relație, descoperirea lui Iisus Hristos pe care a dat-o Dumnezeu ca să arate robrese lucrurile care au să se întâmple în curând, le-a făcut-o cunoscut, trimețând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Deci descoperirea a plecat de la Dumnezeu, la Domnul Iisus, prin Duhul evident, prin înger, a ajuns la Ioan și astfel a ajuns la noi, cum spune în Evanghelia după Ioan, că Duhul va lua dintre a Domnului care sunt ale Tatălui și ne le va transmite. Și în acest transfer, îngerii au locul lor. Să mulțumim Domnului pentru aceste servicii. O a doua caracteristică a colaborării dintre îngeri și profeți. Profeții sunt martori oculari ai lumii spirituale, ce opune ființele credincioase lui Dumnezeu de cele răzvrătite. Ei văd mai îndeaproape lupta dintre bine și rău. Are și diavolul vrăjitorii, ghicitorii lui, care au acces într-o anumită măsură în această lume spirituală și participă la acest conflict cosmic. În capitolele 2 și în capitolul 4 din cartea Daniel avem scris că cei din tabăra celui rău n-au putut să descifreze nici visul, nici măcar interpretarea, dacă e vorba de visul al doilea pe care împăratul l-a reținut. Pe când Daniel în ambele cazuri a dovedit capacitate superioară, așa cum a recunoscut mai apoi împărăteasa. Scrie în capitolul 4, de versetul 13, în vedenile care întreceau prin cap, povestea împăratul, în patul meu mă uitam și iată că s-a pogorât din cer un străjer sfânt. El a strigat cu putere și a vorbit și a tăiat copacul și rupise de ramurile, scuturații frunză și lipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsări din ramurile lui. Și scrie în versetul 17, hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerului și pusă în cale înaintea sfinților. Deci, în lumea spirituală se decid lucrurile care sunt văzute de profeți într-un mod real, adevărat, spre deosebire categorică de ceea ce văd și pot vrăjitorii. În capitolul 10, din nou din cartea Daniel, citesc câteva cuvinte despre lupta aceasta la care profeții prin îngeri sunt martori. Scriem versetul 13, căpetenia împărăției peștii mi-a stat împotrivă 21 de zile, însă iată că Mehele, una din căpetene cele mai de seamă, a venit în ajutor și a ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei.
Versetul 20. Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Ba mai mult, profeții prin aceste vedenii arătate, explicate de îngeri, văd toată frământarea care are loc chiar între oameni. Pentru că adesea în istorie aceste fiare au fost zdrobite unele de altele, dar au avut loc și anumite mutații, fie în spre constrângerea credincioșilor, fie în a le fi adusă libertatea. Ori toate aceste mutări nu se fac fără lupte în lumea spirituală. Scrie în 11:1, în anul întâi al lui Dariu Mediu, povestea îngerul. Eram și eu cu el ca să-l ajut și să-l sprijinesc. Deci iată ce implicare la care profeții, se repet, sunt martori oculari. Sau scrie în 12:1, în vremea aceea se va scula marele voivod Mihail Ocrotitorul, copilul poporului tău, deci a evreilor, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Dar este o bătălie, cum spune și în 2 Timotei, capitolul 2, versetele 24 la 26, că oamenii sunt prinși în cursa diavolului și omului Dumnezeu trebuie să se lupte, să știe cum să abordeze pe fiecare în așa fel încât oamenii să scape de sub presiunea asta, să fie strămutați, cum scrie și în Coloseni, din împărăția întunericului, în cea a luminii. Dar asta nu se face fără luptă. În Apocalipsa, în capitolul 7, este scris de la versetul 1, tot referitor la aceste aspecte, citez: după ce am văzut patru îngeri care stăteau în picioare cele patru colțuri ale pământului, ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe mare, nici pe pământ, nici peste vreun copac, și am văzut un alt înger care se suia de la răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le-a fost dat să vateme pământul și marea, zicând: nu vă temați pământul, nici marea, nici copacii, până vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Deci iată ce se întâmplă în lumea spirituală. Scrie apoi în capitolul 15, versetele 1 și 2. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat, șapte îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutul lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei a icoanei și a numărului numelui ei. Iată bătăliile văzute de profeți și la care îngerii sunt, am putea spune, cei mai implicați. Mulțumim Domnului și pentru această dimensiune binecuvântată a descoperirilor sale și pentru aportul pe care le aduc îngerii în aceste lupte spirituale în care noi suntem cei câștigați, suntem mari beneficiari a lucrării Domnului Iisus Hristos, la care și-a asociat și îngerii, și când va veni, va veni cu ei. Și vom fi cu ei și cu Domnul pentru vecii vecilor, glorie Domnului! Într-o a treia caracteristică, vreau să observăm că îngerii colaborează cu profeții în transmiterea și, mai important, în interpretarea mesajelor menite să anunțe și să faciliteze împlinirea planurilor divine. Și, legat de caracteristica a doua, să suprime planurile demonice și umane ale răului. Pentru că aducerea unor explicații favorizează înțelegerea umană. Un mesaj care rămâne necodat, necodificat este de valoare, dar nu atât de mult ca și unul care este explicat. Și ce diferență este când explică un înger cum se interpretează o vedenie și truda teologilor noștri, care au născocit fel și fel de variante
N interpretări, în mod deosebit pentru fazele escatologice profețite. În Daniel, capitolul 5, versetul 5, este prezentat acel cap de mână ce scrie pe peretele ospățului Belșațar. Apoi, în capitolul 7 cu 16 este scris: m-am apropiat de unul din cei ce stau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel, pentru că atât cuvintele din acea inscripționare, cât și vedenia de aici, necesitau tâlcuire. Scrie apoi în capitolul 8, de la versetul 16, partea finală: Gavrile, tâlcuiește vedenia aceasta. Și spune profetul, versetul următor, 17, fii cu luarea minte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului, dar profeții, spre deosebire de oamenii de rând, am putea spune, au un nivel suplimentar de înțelegere, de percepție, de recepție, pentru că Dumnezeu i-a înzestrat în acest transfer al mesajelor. Îngerii sunt capacitați să coboare, să spun așa, mesajul de la nivelul divin, la un anumit nivel la care poate fi receptat de profet. Iar profetul, prin dotarea divină, poate să înmagazineze acele informații și apoi să ne le transmită nouă, să le lase înscris, cum este cazul acestor profeți biblici, pentru ca să fie de ajutor în lucrarea mântuirii. În capitolul 9, citatul acela de unde am mai amintit, scrie în versetul 22, Daniel, am venit acum să-ți luminez mintea. Și spune din nou, ia aminte la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Am citit și din Zaharia și vom citi din nou. Profetul întreba, ai priceput? Și aducea explicații. Scrie în Zaharia 1 cu 18, am ridicat ochii, m-am uitat și iată că erau patru coarne. Am întrebat îngerul care vorbea cu mine, ce înseamnă coarnele acestea? El mi-a zis, acestea sunt coarnele care au risipit pe Iuda și Israel și Ierusalimul. Domnul mi-a arătat patru fierare. Eu am întrebat pe înger, ce vor să facă aceștia? Și el a zis, aceștia vin să sperie coarnele care au risipit pe Iuda. De n-a mai putut ridica nimeni capul. Fierarii aceștia au venit să sperie, să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul împotriva țării lui Iuda și să-i risipească locuitorii. Iată ce benefice sunt astfel de explicații și nu numai că sunt explicații, dar se vede cum îngerii contribuie la facilitarea lucrărilor în poporul lui Dumnezeu, în favoarea noastră. Pentru că eu cred că îngerii sunt împărțiți pe servicii. Nu că gata, un înger n-ar putea face servicii diverse. Dar este vorba de o rânduială. Scrie în Apocalipsa de îngerul apelor, de îngerul focului, după cum și demonii sunt pe anumite lucrări, să spun, specializați. Îngerii aceștia colaborează cu alții, ați observat, Gavrila este cu informarea, Mihail este cu apărarea și toate acestea, cum spune apostolul vorbind și despre slujitor, se petrec în favoarea noastră. Scrie tot în Zaharia, în capitolul 6, că s-a uitat, a avut o vedenie și versetul 4 notează, am zis îngerului care vorbea cu mine, ce înseamnă aceștia, domnul meu? Pentru că în Zaharia avem viziuni cu privire la momentul în care a trăit, e vorba de vremea reconstruirii templului, dar avem în Zaharia și aici anumite imagini pentru ceea ce s-a întâmplat, urma să se întâmple și mai spre finalul cărții și cu privire la viziuni care încă nu s-au împlinit, ce privesc, așa cum scrie în Daniel, vremea sfârșitului. Deci îngerii transmit, explică și întreprind aceste acțiuni pe care profeții le văd și ne le fac de cunoscut în favoarea
împlinirii planurilor divine cu privire la mântuirea oamenilor. În cartea Apocalipsa, în capitolul 12, este o prezentare foarte importantă, este considerat un capitol cheie. Din Apocalipsa este văzut un război în cer. Apoi sunt surprinse declarații ale îngerilor cu privire la cât de bine este în cer după ce diavolul a fost aruncat, pentru că războiul era unul foarte real, foarte dur, aș putea spune. Și apoi se concentrează atât diavolul cât și lucrarea îngerilor asupra pământului aici, pentru că devine în final epicentrul conflictului cosmic. Și prezența îngerilor în transmiterea mesajelor și în toate celelalte segmente ale lucrării, ale războiului, sunt atât de bineveniți și atât de prezenți. Și o ultimă caracteristică a colaborării dintre îngeri și profeți, cea care scoate în evidență cele două ipostaze, cele două naturi diferite ale îngerilor și respectiv a oamenilor. Pentru că profetul este doar un om. Și iată, îl întâlnim pe Daniel vlăguit în prezența unui înger, nu doar înspăimântat. Sau îl întâlnim pe Ioan în Apocalipsa privind la înger într-un gest în care este corectat. Îngerii nu sunt nici Dumnezeu, dar nu sunt nici oameni. În Daniel capitolul 10 este prezentat un om, scrie aici, evident că este o ființă din lumea cerească, care, scrie versetul 10, că avea o mână care l-a atins. Scria în capitolul 9 că a venit în zbor și vreau să observați manifestarea din trupul profetului. Versetul 8, puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit, am pierdut orice vlagă, am căzut leșinat cu fața la pământ. Și profetul ajută așa, ridică încet, încet. Și Daniel spune, versetul 18, după ce a fost, scrie aici, atins din nou și întărit, continuă cu 19, nu te teme. Și pe când vorbea, am prins iar putere. Și am zis, vorbește, Domnul meu, că-și mai întărit. Iată ce capacitate, ce caracteristici are un înger în raport cu un om. Că nu degeaba e scris că un înger a nemicit 185.000 de soldați într-o noapte. Îngerii sunt mari în putere, cum spune și psalmistul, dar împlinesc poruncile divine. Noi nu putem să-i vedem, cum nu-i de dorit să vedem niciun demon, că și aceștia sunt net superior oamenilor. Dar prin profeți sau și în alte situații, îngerii pot să se coboare la nivelul nostru ca oameni. Însă atunci când se manifestă în natura lor ca îngeri, această diferență este evidentă. În Apocalipsa, în capitolul 19, versetul 10, este scris că Ioan s-a aruncat cu fața la pământ să se închine îngerului, dar el a zis, ferește să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus, lui Dumnezeu, închină-te. Și ce surprinde că, deși a fost corectat, mai târziu, în capitolul 22, scrie de la versetul 8, eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar remezi, ferești să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi proci, cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Deci, iată cum ar trebui să ne raportăm la îngeri
și cum ar trebui să ne raportăm împreună cu îngerii la Dumnezeu. Cât de importante sunt aceste prezențe ale îngerilor, ce notă de reverență ar trebui să avem, dar închinarea îi revine numai lui Dumnezeu. Recapitulez. Îngerii intermediază activități între Dumnezeu și profeți. Îngerii se arată frecvent profeților și prin aceasta profeții au acces în lumea spirituală, nu doar prin Duhul, la nivel de minte, ci văzând aceste ființe. Îngerii colaborează cu profeții în transmiterea unor mesaje, în interpretarea lor și în orice alte intervenții necesare împlinirii acestor mesaje. Dar, spuneam într-o ultimă caracteristică, diferența de natură dintre îngeri și oameni face posibilă această relație în limite destul de restrânse, în condiții speciale, pentru că noi oamenii nu facem față în trupul nostru fizic interferenței cu lumea spirituală. În încheiere, notez că și colaborarea dintre îngeri și profeți autentifică, adică dă valoare mesajelor lor. Nu-i tot una. Ca un proroc să audă o șoaptă în mintea lui sau să vadă un înger, să-l audă vorbind și să rămână cutremurat. De aceea și legea a fost dată prin îngeri pe Sinai. Și cărțile profetice, în mod deosebit cele care vestesc viitorul, marele conflict din cosmos, instaurarea împărăției lui Dumnezeu, sunt relevate prin Duhul, dar și prin îngeri. Scrie în Daniel 10 cu 14, sunt cuvintele îngerului: acum vin să-ți fac cunoscut ce se întâmplă poporului tău în vremurile de apoi. Căci vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate. 21, dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Avem siguranță maximă, totală. În Apocalipsa 10 cu 8 este scris: și glasul pe care îl simt din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis: du-te, ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. Și versetul 11, apoi mi-a zis: trebuie să procești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. O scrisoare din mâna unui înger. Un mesaj autentificat. Pentru ca noi să avem o siguranță în a crede, în a transmite aceste mesaje, cum au avut profeții, acuratețea unui astfel de mesaj necesită o mențiune ca cea de la finalul cărții Apocalipsei. Cine scoate, riscă pierderea mântuirii. Cine adaugă, își cere o sândă. De asemenea, colaborarea dintre îngeri și profeți arată puterea și siguranța derulării planurilor divine de mântuire. Nu doar că avem o informație corectă, ci avem siguranța că cele informate vor deveni realitate. În cartea lui Daniel scrie în capitolul 12 de la versetul 5, să nu uităm că este ultimul capitol al cărții: eu, Daniel, m-am uitat și iată că alți doi oameni stăteau în picioare, vorba de îngeri, unul din coace de râu și altul dincolo de malul râului. Unul din ei a zis omului acelui îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului: cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Pentru că ceea ce se va întâmpla în final, de exemplu, necesită intervenția divină, sunt miracole. Istoria acestui pământ nu
va fi finalizată de oameni, ci de cel ce este proprietarul pământului, este creatorul și stăpânitor tuturor ființelor și a întregii lumi fizice. Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului. El și-a ridicat spre cerul mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat: pe cel ce trăiește veșnic, că va mai fi o vreme, două vremuri, o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Iată ce lupte. Eu m-am auzit, dar n-am înțeles și am zis: Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El mi-a răspuns: du-te, Daniele, că și cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetuite până la vremea sfârșitului. Adică atât ți se dat să cunoști. Versetul 11. De la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza rugăciunea postitorului, vor mai fi 1290 de zile. Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Iar tu du-te până va veni sfârșitul, te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea de moștenire la sfârșitul zilelor. Ce siguranță ne conferă astfel de cuvinte! Ce liniștit a adormit profetul, știind că termenele sunt prestabilite și că cel ce trăiește veșnic și are autoritate de plină le va duce pe toate la bun sfârșit. El este Alfa și Omega, numele lui să fie slăvit în veci. În cartea Apocalipsei, în capitolul 10, este scris de asemenea despre siguranța împlinirii celor vestite, pentru că avem de-a face cu puterea lui Dumnezeu, cu planurile sale, cu pasiunea sa pentru toate aceste lucruri. Apocalipsa 10, de la versetul 1, ne prezintă un înger care se pogra din cer. E prezentat într-un mod asemănător ca cel din Daniel 10 și scrie de la versetul 2: în mână ținea o cărticică deschisă, a pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ, care arată autoritate de plină peste și peste. Și a strigat cu glas tare, iarăși autoritate: cum răgnești un leu? A rămas ceva taină, apoi scrie de la versetul 5: că și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut pământul și lucrurile din el, cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă, ci că în zilele în care îngerul al șaptele va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi, prorocilor. Deci iată că informațiile date prin îngeri au o mare valoare pentru a fi noi încredințați, pentru că în felul acesta pot fi transmise, dat fiind diferența de ipostază din lumea spirituală și cea umană, dar totodată aceste mesaje date prin îngeri, colaborat dintre îngeri și profeți, ne încredințează de stabilitatea lucrărilor divine, de derularea lor în tocmai și la timp, motiv pentru care voi spune acum în final și să spunem toți la fel: lăudat, mărit și binecuvântat să fie Dumnezeul nostru în vecii vecilor. Amin.